nu numai în muzeu, ci și la fiecare încăpere și la fiecare vitrină uneori. Am văzut un grup de voluntari de la Centrul Direct, a fost acum săptămâna trecută, a fost în Suceava și Maramureș, prin de care au vizitat și muzee. Și acolo am văzut inclusiv, au trecut prin încăperi și au avut și o sală unde au vizionat apoi anumite lucruri, la fel într-o atmosferă foarte comodă și cu aer condiționat. Poate este un prilej acesta, ca să și un semn, să facem un apel, noi cei care suntem aici, sau să ne alăturăm unui apel, ca să se instaleze ceva aer condiționat și aici la Muzeul Județean, când am intrat, uitați-vă, este o atmosferă de tubă, poate au de suferit și obiectele care sunt expuse aici și poate vom păși și noi alături de alte județe și puțin în Europa. Vă mulțumesc! Felicitări pentru domnul Brânzei, am fost la acasă la el. O viață de om, dacă stai, nu poți ca să povestești ceea ce a strâns domnia sa. Ar trebui, i-am sugerat, să-și angajeze pe cineva care să-i facă povestea colecției sale. Mulțumim frumos! Secretar! Vă rugăm să faceți demersurile de rigoare, sprijinul culturii moșoșenene și menținerii valorilor pe care le avem pentru dotarea Muzeului Județean Botoșan cu instalații adecvate de aer condiționat și atmosferă controlată. Da. Am semnat două semnături, nume, prenume, date de contact, da. Da.